Simona! Simona! Ce, Răzvan? Malinca! Vai, ce surpriză! Nu cred! Îl auzi pe scări, vai, Răzvan. Am început să crească pulsul, ce se întâmplă? Aveți ceva de băut în casă, n-aveți? Nu! Hai! I'm gonna kill you! Hai să bem I ceva! Nu mă așteptam niciun caz să vină Răzvan în seara asta, pentru că m-am gândit că e plecat și el acolo cu Andy și cu fetele. Și a fost o surpriză foarte mișto. Hai, stai jos. Dacă e la ce mă gândesc eu. La film, da, am ajuns să ne uităm la un Netflix. Dar cum să nu? De asta că sunt foarte atentă la detalii și în momentul în care l-am văzut cu laptopul în brațe, m-am gândit că ne arată filmulețe ceva de acolo, clar. La ce vă gândiți voi că se întâmplă în secunda asta în Capadocia? Hai, noroc! Hai, cheers! Hai să fiți pentru bine! Pentru toate momentele mă bucur că v-am cunoscut! Pentru experiența noastră! Hai că de-abia aștept să vorbim despre treaba asta, chiar eram curios. Ce credeți că se întâmplă acum în Capadocia? Nu știu, un grup date cu toată lumea, toate fetele și cu Andy. Într-un cadru romantic. Hai să, pune tu în fața faptului împlinit. Uite, să vreau să vă arăt ceva. Hai să... Am o surpriză, că... Na, mă gândesc că... Să comentăm un v-ați gândit, da, facem un fel de procesul etape. Și am o poză, și o să încep cu asta, pentru că e preferata mea. Nu voi dai cu ce acolo. Cine credeți că a fost la primul date? Da, nu știu, nu știu că am bătut bine. Alexandra? Până acolo. Avem aici Alexandra, tu? Păi Alexandra, cred că mi s-a... Alexandra, da. Da, ha, ha, nimerit. Vreau să, să-mi spuneți ce vedeți voi în poza asta. Nu știu, îl soarbe din privit. E drag de el. Și acolo, și aici eu sunt... Eu nu-nt acolo? Da. Yeah! Avem un câștigător. Uite, e în oglindă spate, se vede mireasă cu părul blond lung. De la spate zic că sunt eu. Ah, e un semn. Exact. Asta e semnul pe care l-ai văzut, o? Andy, întoarci și vezi capul. Am e Malinca acolo în spate. Da. Te așteaptă în rochie. Pozlin mi-a transmis absolut nimic, nu știu. De ce vezi Malinca? Nu știu, că e un pupic. Un pupic. Da, un pupic ne, care nu mă deranjează foarte tare. Exact. Cum vi se pare Alexandra în pozele astea? Nu știu, e fericită. E zâmbitoare, ca întotdeauna. Se pare că se potrivesc? Adică, nu știu. Nu mai mult decât mă potrivesc eu cu el în poze. Frumos, da. Deci, hai să nu fiu acum. Malinca? Ok. Mai bine erai tu acolo și... Îți urez ok. Deci nu prea se potrivește. Nu e rău, dar nu e perfect. Ai diferență foarte mare între pozele Simonei și al fetelor. Am văzut foarte multe chestii în pozele lor. Am văzut pasiuni, chimii, scântei, dorință, instinct animalic. Adică pozele lor sunt bombă. Ia să vedem. E Ana, nu? Ana cu balonul. Ana cu balonul. Și aici Ciză. Da, exact. Păsărică. Ce e aici? E și romantism și pasiune sau e doar romantism? E o poză în care stau doi oameni. Da, mi se pare foarte rece poza aia, sincer. Da. Asta? Da. Bine, stăteau și ei la poza, mă, ci... Da, și eu am stat cu el la poză. Și eu am stat cu el păi la bine, poză. Bine, mai a poședință foto-organizată. Scuze, am uitat de fotograf acolo. Planul a fost pus de la standard, hai să facem o poză, atât. A fost ceva genul, exact, nu știu, eu când fac poze mele cu... prietenii mei tot transmite mai mult, suntem acolo. Băi, a fost așa, hai să așa mă poți. Mă rănesc singură. Asta e pupic, nu mai e ce să-i mai zici, e pupic. Da, da, pupic și atât, ce să zic. Ești ofticată, Simona? Aaa, nu mai spune asta. Nu știu, te întreb. Nu știu, din comentariile mele și tot ce zic, asta se simte? Nu, nu. Știi de ce nu sunt? N-am cum, iar mă duc în casă și mai la pozele și îmi trece, îmi trec toate, toate imaginele astea s-au șters. Sinceră să fiu, pozele cu Alexandra și cu Andy, acelea mi-au transmis, nu știu, fericire, m-au bine dispus, chiar dacă știm că este ea acolo pentru el și eu mi-l doresc. Știam că au o conexiune, că ei doi au o conexiune. Pozele Anei cu el, nu știu,
am văzut că a fost acolo și un sărut, un pupic, ceva, doar că nu m-a afectat foarte tare, pentru că, nu știu, nu l-am văzut pe Andy atât de apropiat în pozele alea pe care le-am văzut. Că asta au venit exact acum, vedeți că i-a pus de soare. Ca ziua, vai. Ca în filme, măi, ce drăguț. Da, frumos. Mi-a plăcut foarte mult poza aceea din mașină deasupra orașului. Mi-aș fi dorit să fiu acolo, de ce să mint? Și cam atât. Cu mașina asta sigur nu duci în deșert, n-ai nicio șansă. Andy conduce că-i place. Da, se plimbă și Melisa că... Melisa simte vor, bine lângă el și râde și așa. Se vor prinde un moment dat unde v-ar lua cina împreună la un apus. Da. Am înțeles. O duce spre cine? Nu m-au provocat pozele astea. N-au răzgălit prea multe mine. Da, asta au fost, au fost trei. Sincer, să știi, chiar mi-a fost puțin frică să le vedem. Nu știam ce va trebui. Și eu m-am gândit, și eu m-am gândit. Nu știu, parcă ne-ai mai relaxat așa. Da, să spun. Andy cu Alexandra este Andy Gingaș, drăgălaș, mă rog. Andy cu Ana este Andy Protector. Și Andy cu Melissa este Andy Amuzant. Și Andy cu Simona este Andy Pasional. Vă pup, vă las, să dormiți frumos și să fiți frumoase mâine. Bine, să fiți cu minte. Cu minte, da, frumoase sunteți oricum. Mulțumim, Răzvan. Vă pup. Mulțumim. Dar de ce o iau eu pe aici, ca să nu-ți stai ție fața? Ai grijă de tine. Vă pupă, Fodor, seară bună, pupăm. Noapte bună, se duci, pa, pa. Pa, pa. Ciu. Hai, vină, coace. E clar că... Că nu mi este ușor să-l văd în poze cu... Când se sărută cu altcineva, cu alte femei. Doar că încerc să fac diferența cum am făcut și până acum și să... Și să știu... Să știu cum este el când este cu mine. Ce seară minunată! Doamne! Cât mai rămâi? Exact așa îmi imagineam ultima seară aici. Fuck! Nu m-au neliniștit pozele, dar recunosc, m-au liniștit, de fapt, pozele pe care le-am văzut. Adică sunt așa, poze prinse instantaneu, pana mea, dacă e să compar cu pozele mele pe care le-am. Da, Simona, dar pozele le-a instantaneu și transmite un amor. Da. Vezi privirea. Da. Vezi da. Cum se uită unul la altul, exact. Unde se uită, când vorbesc, în ce direcție se uită, te privește în ochi sau se uită în zare, în depărtare sau... Era un pic distrat așa, Andy, nu prea păsările. Era acolo. Așa mi s-a părut. Unica persoană care mi-a transmis cel mai mult a fost Alexandra. Da, și Alexandra poate fi liniștea dinaintea furtunii, adică se poate întâmpla orice. Nu știu, seara asta, noaptea asta, până la urmă sunt doar niște poze, nu știi chiar tot. Pozele transmit ceea ce este între două persoane, dar nu știm tot exact ce a fost sau cum a fost. Aparent, imaginile văzute din timpul întâlnirilor din Capadocia nu au ridicat prea multe semne de întrebare. Însă, în adâncul sufletului, îndoiala exista. Tocmai s-a terminat video la care te uitai. Stai liniștit că mai avem. Abonează-te la canalul nostru de YouTube și la notificări și bucură-te în continuare. Noi îți mulțumim!